Bun găsit! Fasciștilor, avem un mesaj foarte solemn pentru voi. Trebuie să se știe că Partidul Comunist din România, care apropo este un partid foarte real și a căror existență deja dă fiori foarte multor oameni, se vede și din comentariile lor. Partidul Comunist din România a luat act de o declarație de război venită de la niște tipi pe care am putea să-i considerăm niște progresiști. Și totuși ei nu sunt progresiști, sunt fasciști. Este vorba de USR. Cine este USR? <coughs> USR este partidul care pe banii grei a unor mari capitaliști ai lumii, se știe la cine mă refer, uh, au vehiculat idei uh, aparent progresiste, dar acum iată și-au dat arama pe față. Un proiect de lege depus de USR în Parlament prevede închisoare, închisoare, da, cu până la 10 ani. Deci până la 10 ani de zile să stai în pușcărie dacă faci propagandă comunistă. <coughs> Mai oameni buni. Lucrurile sunt, se complică. V-ați cam întrecut cu măsura. Știam că există în România un război deșanțat împotriva săracilor, un război în care se folosesc tunuri, pistoale, tancuri. da, da, împotriva săracilor. Acum vreți să băgați în pușcărie oameni care luptă de partea săracilor. Deci a lupta de partea săracilor în România va deveni o crimă dacă acest proiect fascist, fascist trece uh, în Parlament. Deci domnilor la USR sunteți fasciști. Aceasta este de -o, o declarație de război fascistă. Uh, fascismul, după cum se poate vedea foarte ușor, Primul lucru pe care l-a făcut când a ajuns la putere a fost să interzică comunismul. În Germania nazistă, primele victime băgate după gratii de Hitler, de spurcații săi naziști, au fost comuniștii. Ernst Stahlmann, eroul național al poporului german, a fost arestat în 1933 și a murit la Buchenwald în 1944, după 11 ani de detenție. Așa au făcut naziștii cu cei mai buni fii ai poporului german. Ita în Italia, iarăși, Mussolini, primul lucru care l-a făcut a fost să interzică comunismul. În Spania, în Spania, Franco, după ce că și-a pătat mâinile de sângele a 300.000 de de oameni de stânga și simpatizanței stângi în războiul civil, după ce a câștigat războiul civil, și-a pătat mâinile de sângele altor mii de comuniști și simpatizanței comunismului. Regimul lui Franco a fost un regim sinistru. Pe vremea lui Franco, ca să dau așa un exemplu, era interzis să practice religia islamică până și în particular. Până și în particular era interzis să practice religia musulmană, chiar și la tine acasă. N-aveai voie să te rogi lui Allah. Mon. În Chile, în Chile în 1973, fasciștii lui Pinochet au omorât și torturat peste 30.000 de oameni și au ars în piața publică operele lui Marx, Engel și Lenin, crezând că vor putea să nimicească spiritul comunismului. Ce s-a ales din toate astea? Cum a rămas Pinochet în istorie? Pinochet a rămas în istorie cel mai mare criminal din istoria Americii de Sud. Nimeni nu-l va putea scoate pe Pinochet de acolo. Chiar dacă ar fi să... Uh, să se schimbe formele de relief, chiar dacă ar fi să se schimbe formele de relief, multe vor trece dar condamnarea lui Pinocet de către istorie nu va trece. Atenție! Multe vor trece, dar condamnarea de către istoria lui Pinocet, Franco, Mussolini, Hitler nu va trece. În Indonezia, regimul fascist cu tentă islamică a lui Suharto a venit la putere în 1965 pe cadavrele a un milion de comuniști și simpatizanți comuniști. usr se pare că este foarte hotărât să pornească o prigoană împotriva comunismului, să bage comuniști în închisoare. Ceea ce, bineînțeles, că va însemna automat, chiar dacă nu se reintroduce pedapsa, chiar dacă, dacă nu, reintroduce USR-ul pedapsa cu moartea, comuniști toți vor muri. Tot vor muri comuniști în închisoare, având în vedere ce condiții sunt în închisoarele românești. Deci vor nu numai să ne bage la pușcărie, vor să ne și extermine. Ce vreau să subliniez? Partidul Comunist din România primește această declarație fascistă, fascistă, fascistă de război a USR-ului și declară că vă va întoarce declarația de război. Vreți război, primim războiul vostru. Um. Noi, dacă va fi adoptată această lege, nu vom înceta nicio clipă propaganda comunistă. Propaganda comunistă, vreau să vă spun că deja pe Facebook a luat proporții uriașe. Știți cât de, de, mulți oameni fac propagandă, fac propagandă comunistă în mod regulat pe Facebook? Câteva mii. Nu importă că printre ei sunt și falși comuniști. Așa este în orice mișcare comunistă, orice mișcare revoluționară este împărată periodic cu agenții. Deci nu importa că printre ei sunt și falsi comuniști. Important este mișcarea, privirea de ansamblu. Sunt mii de oameni, dacă nu zeci de mii de oameni, care fac propagandă comunistă zi de zi pe Facebook. Ar trebui să vă dea de gândit lucrul ăsta. Vreți să băgați în pușcărie 10.000 de de oameni? Vreți să băgați în pușcărie zeci de mii de oameni cum au făcut criminalii? Criminalii Brătianu și Carol I la 1907. Au băgat la pușcărie mii și mii de țărani. Da, da? Um. Dar să presupunem că ei merg, vor merge până acolo. Nu ne vom opri nici măcar în închisori. Nici măcar dacă ne îmbăgați după gratii, nu ne vom opri. Se poate face propagandă comunistă și în închisori. În închisori sunt mulți oameni săraci. În închisori sunt mulți oameni defavorizați. Se poate face propagandă comunistă și acolo. Și oamenii aia, când vor ieși din pușcărie, vor ieși comuniști. Înțelegeți? Nu veți reuși să stârpiți comunismul, pentru că băgați în pușcărie o mie de comuniști și veți scoate zece mii de comuniști. Mă înțelegeți? Um, asta este. Se întoarce prigoana. Dar noi trebuie să să fim tari, să fim ca niște stânci, pentru că noi reprezentăm clasa care are numai dușmani. Noi reprezentăm clasa asuprită. Sunt milioane de oameni în România, milioane de proletari în România care n-au niciun drept, care n-au nici măcar dreptul la salariu, fiindcă în Constituția României nu stă scris dreptul la salariu, care n-au nici măcar dreptul la casă, fiindcă în Constituția României nu stă scris dreptul la casă care n-au nici măcar dreptul la pământul lor. Uitați ce s-a întâmplat la, la Nadăș. Uitați la Nadăș ce s-a întâmplat. Mii de oameni lăsați fără pământuri. Uitați ce se întâmplă zi de zi în pădurile României. Cel mai mare criminal capitalist din România este Schweinhofer. Cel mai mare criminal capitalist din România este un neamț. De câte ori a luat USR o atitudine împotriva acestui criminal neamț? De câte ori a luat USR o atitudine împotriva legii Vasile Lupu, care a nenorocit mii de țărani la Nadăș? Legea Vasile Lupu a nenorocit mii de țărani la Nadăș. Păi Vasile Lupu, dacă mai trăiește, merită legat de o mașină și purtat în viteză pe teren accidentat. Da, da, am spus-o. Asta merită Vasile Lupu merge legat de o mașină și de o mașină de teren și purtat în viteză pe un târât în urma mașinii pe un teren accidentat. Dacă a murit, te uite, chiar nu, chiar nu, știu dacă a murit sau nu, merită scos din groapă și oasele sale profanate în public. Legea Vasile Lupu este cea care a nenorocit mii de oameni la nadăși. A nenorocit mii de oameni în toată țara. Cu retrocedările criminale. Au murit oameni din cauza retro retrocedărilor. Dar cazul Nadăș este cazul cel mai clasic, cel mai vizibil, cel mai proeminent. Cineva va trebui să ia atitudine și în cazul Nadăș. Noi vom merge acolo, vom susține cauza țăranilor de la Nadăș, vom susține cauza pădurilor și vom face acest lucru și dacă nemernicii de la USR vor interzice comunismul. Vreau să spun că primul lucru care îl voi face eu după ce va fi interzis comunismul, voi pune un tricou cu secerea și ciocanul sau cu chipul marului Lenin, marele Lenin, cel care a făcut dreptate în Rusia. ah, marele Lenin, cel care a făcut dreptate în Rusia. Sau de ce nu chiar și cu chipul lui Stalin? Și voi mă voi plimba cu tricou ăsta îmbrăcat pe mine la universitate în plin centru capitale, la kilometru zero, după care voi scuipa pe, pe așa zisele monumente închinate fasciștilor din decembrie 89, bișnițarilor care ne-au adus capitalismul. Nu mă voi teme de nimic, nu v-ați găsit fraierul în persoana mea, nu v-ați găsit fraieri în persoana noastră, noi vom continua să luptăm de partea săracilor. Atenție, voi, V-ați pus cu tunurile, cu tankurile, cu mintralierele împotriva săracilor. Noi vom fi acolo ca să-i apărăm. Cum spunea un mare muncitor, un, un mare un om, mare om ridicat din rândul clasei, în muncitoare la 1899, când elementele trădătoare pregăteau desfințarea primului partid marxist din România, câtă vreme vor exista oameni apăsați, Partidul Muncitoresc va fi aici ca să-i apere pe cei, ca să-i apere și să-i lumineze pe cei apăsați. Deci atenție ce faceți, pentru că totul se va întoarce împotriva voastră. Dacă vreți să rezolvați problema, să scăpați de răzbunarea poporului și de răzbunarea istoriei, vă spun eu ce să faceți. Faceți următorul lucru. Ieșiți în față, declarați public că renunțați la anticomunism, renunțați să vă mai. Uh, retrageți proiectul de lege, și în felul ăsta poate vom fi mai indulgenți cu voi. Și dacă vreți cu adevărat să fiți împotriva poporului, asta este trebuie. Trebuie să vă recunoașteți în, frângea, să veniți cu capul plecat, să spunem. Părăsim tabăra bogaților și trecem de partea poporului. Încă mai aveți timp. Încă mai aveți timp, domnilor progresiști, care mimați progresismul și de fapt sunteți fasciști. Fascismul e boală de care încă poți să te vindeci. Da. Asta m-a avut de spus. Nu cedăm, nu capitulăm victorie poporului, glorie poporului.